După ce președintele Klaus Iohannis a anunțat o nouă serie de măsuri pentru limitarea răspândirii pandemiei de COVID-19, oamenii sunt confuzi. Guvernanții continuă să facă greșeli în oficializarea anumitor hotărâri, precum obligativitatea certificatului verde la intrare în mall-uri și hoteluri. Un lucru este cert. Haosul îi caracterizează pe actualii guvernanți, chiar și în cazul noilor restricții în vigoare. Luni a fost adoptată hotărârea numărul 94 privind stabilirea unor măsuri suplimentare. Potrivit Comitetului Național pentru Situații de Urgență, certificatul verde este obligatoriu pentru accesul în mall-uri. Hotărârea adoptată vineri de guvern nu a inclus în varianta publicată în Monitorul Oficial obligația de a prezenta documentul în centrele comerciale. De asemenea, s-au stabilit noi excepții pentru intrarea în instituțiile publice. De exemplu, pensionarii care nu sunt vaccinați pot intra în instituții precum poștă pentru a-și ridica pensiile. Nu prea bună informare, că după câte văd, da, spun una, mâine spun alta, dimineața una, seara altceva. Deci... Ați văzut că prima hotărâre de guvern s-a și greșit. Nu a inclus mall-urile, hotelurile, ce părere aveți? Da, păi de asta spun. Nu știu nici ei ce fac. Probabil e debandată și la guvern. Că n-au, nu, azi iau o hotărâre, mâine o schimbă. Și tot așa. Credeți că autoritățile ar trebui să fie mai stricte? Mai puțin împrăștiate. În rest, e ok. Numai că informația pentru cetățenii de rând, mai ales cei din rural, nu e convingătoare. Așa că ar trebui mai detailat explicat cetățenilor, mai ales din așa și așa, populația română la nivel cultural e submediocră. Am văzut că în hotărârea de guvern nu au fost cuprinse mall-urile, hotelurile, a fost o greșeală. Ce părere aveți despre aceste lucruri? Ce să mai zici? Haraba bună. Politicieni de joasă speță și asta e, tragem consecințele. Oamenii sunt confuși și nervoși pe atitudinea guvernanților, iar informarea populației lasă de dorit. Restricție cu aia de sus. Iohannis să plece măsa încă de unde a venit, Câțu la fel, și cam asta ar fi restricțiile. În rest, Dumnezeu cu miva. Așadar, cazarea în hoteluri și accesul în mall-uri, dar și în magazinele alimentare din aceste spații, se va face doar cu certificat verde, vaccinați sau trecuți prin boală. O excepție la accesul în instituțiile publice sunt pensionarii, care nu vor avea restricții pentru prestații sociale sau alocații ale copiilor. În interiorul piețelor, accesul se va face doar cu mască, fără certificat verde.